află pe Valea Mare, la izvorul Sfânt. Despre acest izvor se spune că într-o perioadă când în Agriș se casără toate fântânile, a fost singurul izvor cu apă bună. Toți oamenii din sat veneau și duceau de aici apă, iar de atunci a primit numele de izvorul Sfânt. În 1968, când s-a construit drumul forestier aici pe Valea Mare, acest izvor a fost amenajat, așa cum se vede. Printre cei care au contribuit la construcția sau la amenajarea acestui izvor a fost și tatăl meu, Bodea Gheorghe, fiind șofer la Irta pe basculă. Izvorul Sfântului, tata spune că a fost ceva sfânt, nu știu, și ori. Sfântul și ăla o descoperit că apa a ieșit și acum ieșe din pământ pe două crepături de ceatră, două crepături de ceatră. Și izvorul Sfântului o zis că tete tot satul a fost o seșete, a fost o seșete aici și nu or mai fost nici într-o fântână apă. Și atunci s-a dus din izvorul acela nu s-a secat. Și de atunci, înainte de revoluție, de nu știu, până 1800 și ceva, atunci a fost ceva seșete și o secat aici fântânile. Aici fântânile ori secat de aici și numai acela de acolo, acela nu se cam. Și de atunci lor botezat izvorul Sfântului. Nu știu, ori fi băută ceva sfânt de acolo, apă din el, numai de atunci, în 1800 și ceva, ori a fost seșete mare în satul ăsta, trece fântânile ori săcat și numai de acolo s-au dus oamenii cu vasele și-au dus apă. În cocii? Cu cocile, aici în sat, la oameni. Dar în ce an a fost asta, nu aș putea să spun, mă. În tot cazul, 1800 și ceva. Nu, așa e cu izvorul Sfântului. Let's keep.